Bună ziua, domnul Mihai Ionescu, pot să spun Mihai? Da, bineînțeles. Am venit la Bălțile Fulga să ne povestești puțin despre Delta dintre sate, pentru că te ocupi îndeaproape de ce înseamnă Bălțile Fulga, administrare, procesare pește și cine poate să ne spună mai multe despre asta, dacă nu tu? Da, corect. Bună ziua, sunt Mihai Ionescu. Mă ocup de această minunăție care se numește Delta dintre sate, o salbă de lacuri care însumează în total 500 de hectare de luciu de apă, care au și o fabrică nouă de procesare, deschisă anul trecut, fabrică pe care o avem în producție în acest moment. Vindem produse de pește în toată țara, printr-un lanț de supermarketuri și prin alții retailer online de produse alimentare. Și pe altă parte de business ne ocupăm și de zona de producție de pește efectivă, de pescuit sportiv, care iar este o linie de business foarte, pe care am dezvoltat-o foarte bine începând de anul trecut și la care avem pretenții foarte mari anul acesta și anul viitor. Uite câte chestii se întâmplă în Prahova. Deci la Bălțile Fulga activitatea este intensă, este pe mai multe planuri, hai să le luăm pe rând. În primul rând cu peștele. Am înțeles că nu doar procesați, ci luați de la bun început tot ceea ce înseamnă piscicultură. Corect. Practic asta a fost prima ramură de business când am preluat aceste bălți acum mai bine de 10-11 ani. Bine, practic noi am preluat în acte 500 de hectare, dar de fapt din cauza colmatării în timp și faptul că nu au fost administrate corect și nu au fost reparate la timp, nu s-au făcut anumite reparații la timp, mai puteau fi folosite la momentul respectiv undeva la 300 de hectare, ceea ce însemna undeva la jumătate din producția pe care noi am fi estimat-o la momentul preluării lor. Bineînțeles că au urmat aproape 8-9 ani de zile de muncă intensă cu utilaje, dragline, excavatoare, buldozere, foarte, foarte multă motorină, nici nu vreau să cuantific în bani câtă motorină ne-au costat și utilajele și oamenii care au muncit. Dar astăzi când vorbim, avem 500 de hectare împărțite în peste 14-15 bazine care fac producție de pește și ajungem undeva la 300 de tone pește de consum anual pe care îl producem aici la noi. Wow. Spune-mi, te rog, care este practic drumul peștelui de la bun început și până când ajunge pe rafturile de la supermarket? Noi producem în sistem, de fapt noi facem producție de o singură specie de pește care este și interesată la pescuit pentru pescarii noștri de pescuit sportiv și vorbim aici de fitofag și novac. Este o specie de pește pe care mulți nu știu valoarea nutrițională și caracteristicile acesteia. Și care este foarte, foarte bună. Gândiți-vă că vorbim de un pește relativ ieftin, mult mai ieftin decât crapul, decât somnul și nu vreau să vorbesc deja de pește de import, de somon și alte tipuri de pește. Și un pește care, de exemplu, vă dau din punct de vedere nutrițional, undeva la 400 de grame de filet de novac săptămânal, ți asigură tot necesarul de omega-3 de care are nevoie un om într-o săptămână normală. Și peștele ăsta provine de aici, din bălțile exact, de la exact. Fulga. Practic, noi luăm larve de la Institutul de Cercetare NUCET, care fac o treabă fantastică acolo, se ocupă atât de cercetare cât și de reproducție de pește. Luăm larve de maxim 2-3 grame, care sunt dispuse în niște bazine mici de la 1500 până la 7500 de metri pătrați bazinul. Noi le furajăm, le dăm mâncare primele 7-8 luni de zile din viață. Practic, asta e toată intervenția noastră la nivel de furajare pe acest pește. De asta spun că e un pește crescut natural și nefurajat în mare parte a vieții lui, pentru că din momentul în care noi încheiem această etapă de furajare și de ce îl furajăm, că e foarte important și acest aspect, noi îl furajăm de la larvă de 2 grame până la pește de vara întâi de 100 de grame, pentru că la această specie e foarte important elanul de început. Practic, dacă el a ajuns la o greutate de 100 de grame în primele 7-8 luni ale vieții, va avea un randament de creștere foarte bun în cealaltă parte a vieții. Deci vorbim de novac,
Și fitofag. Și fitofag. Da, sunt specii care provin din Asia, sunt rude ale, oarecum, rude ale crapului și mai ales sunt niște specii care, spre deosebire de crap somn, caras și alte specii, nu mănâncă cu gura. Ei se hrănesc prin branhii, ei filtrează practic apa, consumă fitoplancton și zooplancton, care sunt produse în masa apei de anumiți factori externi ai apei, cum ar fi tot felul de microorganisme care sunt în apă. Și este un pește foarte curat, să-i spun așa. Nu mănâncă de pe jos. Nu mănâncă... Puțină lume cunoaște, da, cunoaște, da, da, aspectul, da, ăsta. Mai de aceea noi am încercat să creștem foarte mult această specie și la nivel de conștientizare a clienților noștri. Pentru că este un pește foarte, foarte calitativ, dar cred că din cauza prețului scăzut, care prețul scăzut, repet, este dat din faptul că nu necesită costuri în plus pentru creștere. Practic, acest pește crește singur, are un randament bun de creștere și, spre deosebire de crab, care undeva, cred că prețul crabului acum a ajuns la 19-20 de lei kilogramul, din cei 19-20 de lei, undeva la 13 lei îi reprezintă doar furajul, 14 lei furajul pe care îi se dă în decursul vieții. Am înțeles. Îmi pare rău că e urât afară, că ar fi meritat să ieșim puțin, dar... O să încercăm să ieșim, să vă arăt cum arată fitofagul și novacul, că noi chiar aici în spate avem un țarc unde îl ținem proaspăt, un țarc unde putem să ținem până la 10 tone de pește iarna. Pentru că ideea la noi a plecat de la faptul că orice client al nostru, fie că vorbim despre un client care vine să cumpere peștele proaspăt de aici, fie că vorbim de un client care cumpără o caserolă produsă de noi în supermarket, trebuie să se bucure de un pește proaspăt. Corect, și noi am încercat să avem o viteză foarte mare din momentul în care peștele este scos din apă și ajunge în caserola pe care clientul o vede în raftul din magazin. Spune-mi, te rog, de unde... Cum ai început? De ce piscicultură? De ce bolțile de la Fulga? Pentru că este un business pe care l-ai dezvoltat, a ajuns la un anumit nivel, dar a avut un punct de început. Corect. Nu este o coincidență faptul că astăzi mă aflu aici și dezvolt acest business. Se vede că îți place. Adică știi foarte multe despre el, clar faci cu pasiune. De unde? Da, da, fac din pasiune și în domeniul nostru 90% facem din pasiune aceste business-uri. Pentru că nu este un business la fel de profitabil sau rentabil ca alte business-uri asemănătoare ca domeniu, cum ar fi producția de, sau din industria alimentară, ar fi producția de mezeluri sau ceva asemănător. În primul rând că este un business foarte greu pentru că nu vezi animalul pe care îl crești. Mă întreabă toată lumea ce ți se pare cel mai greu în business-ul ăsta și le spun foarte clar că peștele e sub apă. E mai ușor să crești porc sau oaie, pentru că porcul sau oaia, dacă se îmbolnăvește sau dacă nu-ți mănâncă, tu vezi instant acest lucru și poți să intervii. În schimb, la noi poate fi prea târziu când îți dai seama dacă peștele are vreo boală sau dacă nu mănâncă și așa mai departe. Și cum poți să-ți dai seama? Diferite. Se face pescuit de control. Practic, pescuitul de control îți arată dacă peștele este bolnav sau nu, pentru că sunt anumite indicii de pe corpul lui care îți arată dacă acesta are vreo boală sau ceva. Noi am fost feriți, Doamne ajută, de diferite boli, dar sunt cazuri, au fost cazuri în România în care peste 80-90% din fauna piscicolă a unei bălți a murit dintr-o diferită problemă. Eu fac acest business și îl fac din pasiune pentru că aici am învățat să pescuiesc. Cred că aveam 4 ani când bunicii mei, care sunt din comuna Fulga, sunt de aici, de la Delta dintre sate, m-am dus prima oară cu un băț de trestie și am pescuit fix pe balta pe care ne aflăm acum și luăm acest interviu. Și vă dați seama, verile le făceam, vacanța de vară, 80% era făcută pe balta asta și ne-am întors mult mai târziu ca să... readucem în valoare și ne-am dorit să știe cât mai multă lume de bălțile Fulga, care astăzi se numesc Delta dintre sate, pentru că noi am luat decizia să aducem un brand în spatele bălților care să susțină tot ce se întâmplă aici și brandul se numește Delta dintre sate tocmai de aceea,
că este foarte asemănătoare cu delta Dunării, această salbă de lacuri. Avem zone foarte, foarte izolate, păsări și păsări ictiofage și păsări care se regăsesc în delta Înțeles că Dunării. fauna este bogată Da. aici. Ce Da. aveți? Păi de la comunul și des întâlnitul, prea des întâlnitul cormoran, care într-adevăr este o pasăre ihtiofagă care ne mănâncă și zilele și peștele din baltă. Pelicani, și când spun pelicani, nu vorbesc de 2-3 pelicani, am avut echipe de câte 200-300 de pelicani vara aceasta care au venit să ne bucure cu vânătoarea lor de pește. Egrete, gâște sălbatice, Deci chiar e o rațe delta aici. sălbatice, da. Și aș putea să fac pariu că dacă măsurăm per hectar, cred că noi avem mai mulți pelicani și cormorani vara decât în delta Dunării. Și cineva care ar vrea să vină să-i vadă? Dar sunt foarte mulți de la, cred că se numește Asociația de Ornitologie din România, care vin și fac poze și eu sunt foarte Și au fericit când ven. acordul, nu? Bineînțeles, dar nu suntem chiar pe noi ne bucură să vină să facă poze la ce se întâmplă aici, pentru că practic este și o promovare a minunii acesteia care se numește Delta Puțină, dintre sate. puțină lume știe. Se poate și merge cu barca pe lacuri? Momentan nu în sens turistic. Am încercat să facem de-a lungul timpului niște canale special făcute în acest sens, dar planul este unul mult mai mare, pentru că vrem să facem undeva în viitorul apropiat și o unitate de cazare cu restaurant, ca să facem practic o delta în adevăratul sens al Să nu cuvântului, mai mergem mult până. mai aproape de Ploiești, București și orașele mari. Foarte frumos. Spune-mi, cu ce probleme vă confruntați? Pentru că business-ul în domeniul ăsta Da, din e cu suișuri, păcate, coborâșuri. businessul din domeniul acesta se confruntă cu mai multe probleme decât cu chestii bune. Chestiile bune, într-adevăr, sunt faptul că vezi niște rezultate ale muncii tale în ceea ce vorbim de produse pe care noi le facem, faptul că suntem listați într-un supermarket, faptul că peștele pe care tu l-ai luat ca larvă, îl vezi de 1 kg și ceva, că sunt niște beneficii personale, așa să le spun mai mult. Dar ca și probleme avem destule. Cred că trebuie să facem 2 emisiuni, dar o să vi le spun pe cele mai principale. Facem așa, facem acum o emisiune cu problemele Corect. și în scurtă vreme să sperăm că facem o emisiune cu rezolvarea Corect. problemelor. Corect, sperăm și noi la rezolvarea multor probleme. Chiar ieri am fost la o întâlnire la Ministerul Agriculturii pentru anumite probleme. Dar haideți să începem. În primul rând avem doi braconieri mari de care ne lovim noi ca și patroni de bălți. Primul este braconierul natural, care este cormoranul și partenerul lui pelicanul. Sunt frumoși, trebuie să Sunt superbi, recunoaștem. sunt superbi, dar o echipă de 100 de cormorani îți pot mânca 20 de tone de pește într-o lună de zile Aveți sau atât cel de puțin mulți? îți omoră. Păi nu, am spus 100 așa, noi cred că am avut cel mai mult vreo 500-600 de cormorani veniți odată. Adică se negrește cerul efectiv și nu mai spun de baltă. Noi încercăm să mergem cu bărcile să îi ținem cât mai departe de producția noastră, dar vă dați seama că nu putem, vorbim aici de 34 de kilometri de diguri și 500 de hectare. Ar trebui să avem Da. peste 15 angajați doar ca să alerge cormorani. Și al doilea, braconierul cu două picioare, omul, care a avansat foarte mult în ultima perioadă și nu mai vorbim de braconieri care vin cu o plasă amărâtă să-ți pescuiască, pentru să spun așa, să fure pentru familie, să pună pe masă. Vorbim aici de un braconaj industrial, vin cu năvoade și cu seci de sute, zeci de mii de lei, cu camere de termoviziune, cu termoviziune de alte zeci de mii de lei. De ceva evoluat. Da, și vorbim aici de oameni care sunt susținuți de alți patroni de bălți. Despre asta vorbim. Toate acele ustensile provin de la alte administrații, cum avem și noi. Și, într-adevăr, am încercat să
eliminăm acest aspect. Am avut dosare penale făcute, i-am prins pe baltă cu pește, i-am prins cu plase, am cumpărat ustensile speciale ca să îi găsim. Avem o dronă care a costat aproape 20.000 de euro cu termoviziune, ca să putem să o ridicăm noaptea să vedem... Și ați avut rezultate? Cred că rezultatul pe care l-am avut cel mai important este că au văzut că ne-am echipat mai bine decât ei și au început să ne ocolească. Noi sperăm ca poliția, care într-adevăr, cel puțin aici la nivel local, ne-a ajutat de fiecare dată când am avut nevoie și îi apreciem foarte mult, dar mai departe trebuie ca justiția să-i potolească pe acești oameni. Pentru că nu vorbim aici de niște oameni care îi găsești la exact același lucru ca și cum îi găsești la tine în curte să-ți fure. Doar că nu zic, băi, dă-te mai încolo, lasă-mă. Nu, oamenii efectiv sunt și foarte agresivi. Adică am avut bătăi aproape, să le spun la propriu, când i-am prins. Parcă veneau să, le veneau să-mi zică, bă, dar tu ce cauți aici? Eu care sunt practic administratorul bății, de ce te bași peste noi? Mai aveam puțin să le cer scuze, să zic așa. Complicat. Da. Și bă, mai este cel de-al treilea factor care, la început am crezut că ne ajută, dar mai rău ne-a încurcat. Vorbim aici de statul român. Noi am accesat niște fonduri alături de alte 60 și 70 de firme din România, fonduri europene, pentru a... Fondurile, practic, au fost pentru a moderniza tot ce înseamnă industria de piscicultură din România, pentru a face secție de procesare, cum a fost cazul nostru, secția noastră de procesare. Aveți și secția de procesare tot aici, da, în Fulga. Da, tot aici, în Fulga. Secția noastră de procesare este luată pe fonduri europene. Toată măsura, noi am accesat 2 milioane de euro, dar toată măsura a fost de vreo 30 de milioane de euro, au fost 60 de beneficiari, care toți acești, peste 60 de beneficiari, care toți acești beneficiari, din cauza unei erori sistemice la Ministerul Agriculturii, vor fi obligați să dea banii înapoi mai devreme sau mai târziu. Aici depinde foarte mult de instanțele de judecată. Practic, orice ghid al solicitantului făcut pe fonduri europene, făcut de autoritățile de management, și aici vorbim de Autoritatea de Management pentru Pescuit și Acvacultură Maritimă, sunt făcute pe baza unui regulament european. Practic, Comisia Europeană trimite regulamentul european, iar pe baza regulamentului, cei care scriu măsurile trebuie să le facă în tocmai. Aceste proiecte au fost cu 50% aport în natură. Practic, noi puteam să venim cu investiții deja făcute pentru a ne susține partea noastră de cofinanțare. Uh-huh. Și statul român, de fapt, Comisia Europeană, venea cu restul de 50%. Ceea ce nu au citit foarte bine cei de la Ministerul Agriculturii când au făcut aceste ghiduri, au fost că Uniunea Europeană, Comisia Europeană, prin regulament, nu te lăsa să ai mai mult de 10% aport în natură. Și, practic, ca să atragă cât mai mulți beneficiari, și au fost promovate intens în toată țara, au fost caravane în toată țara care au promovat această măsură, deci cu 50% aport în natură, tocmai ca să nu existe neabsorpție de fonduri europene, au făcut treaba asta, au mărit ei de la sine putere la 50%. Și a fost un real succes, bineînțeles că la 50%, da, 50% aport în natură. Bine, practic noi am gajat cu imobile și cu investițiile deja făcute. Adică le-am supus riscului, pentru că dacă noi nu îndeplineam toate acele criterii de monitorizare și din derularea proiectului, noi ne riscam inclusiv investițiile deja făcute din capitalul propriu. Și câțiva ani mai târziu, cineva de la un audit de la Comisia Europeană a venit și a spus că nu este corect și că toți banii trebuie dați înapoi. Acum intră partea amuzantă că beneficiarii sunt cei care trebuie să dea banii înapoi. Și vorbim de beneficiari de bună credință care au făcut investiții aici în România. Uitați-vă la modelul nostru. Adică avem deja produse expuse, produse care există în supermarketuri, produse apreciate de clienți. Și noi sperăm anul acesta să ajungem la peste 3 lanțuri de supermarketuri cu produsele noastre. Că acesta este targetul nostru. Și tot acest business este într-un risc major de a se încheia. Dacă vom fi puși practic sub
Știu situații în care efectiv li s-a dat notificarea și a doua zi au avut sechestru și proprii pe toate conturile de la ANAF. Înțeles, complicat. Da. Complicat, să sperăm că nu se ajunge totuși acolo. Da, bine, vorbim de 80% din producția de pește din România, nu vorbim doar de delta dintre sate. Adică da, toată da, industria da, se va duce pe apa Sâmbetei. O industrie care deja este subevaluată și sub nivelul la care ar trebui să fim. Și că subapreciată. Noi vorbim la peștele din România, peștele care se consumă în România, doar între 5 și, hai să spun așa, printr-un optimism ireal, să spun că maxim 10% este pește românesc. Restul de 90% din peștele care se consumă în România este pește importat și o bună parte congelat. Da, știm cum arată în supermarketuri. Da. Haideți să trecem la lucruri mai frumoase, să zicem. Povestește-mi despre pescuitul sportiv. Că știu că... Bun. A, ți s-a luminat fața. Aici vorbim de partea frumoasă și partea... Da. De fapt, e partea cea mai interesantă pentru că, în primul rând, pentru mine ca administrator, ajung să cunosc în fiecare zi oameni noi, pescari noi, povești noi, pentru că poveștile pescărești, credeți-mă, sunt cele mai amuzante. Și așa, ușor, ușor, am reușit să construim o familie aici, la Delta dintre sate, cu pescarii care ne vin pe bălți. Sunt pescarii care vin pe bălțile astea dinainte să le avem noi. Și pescarii, oameni foarte, foarte, foarte mișto, să le zic așa. Ce înseamnă pescuit sportiv, mai exact? Noi avem două feluri de pescuit aici. Este pescuitul competițional și pescuitul de tip catch and release, unde tot ce se prinde se eliberează. Aici este vorba despre o singură baltă pe care am deschis-o anul trecut și deja este pe locul 3 sau 4, într-un sondaj făcut pe unul dintre cele mai mari grupuri de pescari de pe Facebook, ca cele mai populare bălți din România. Este vorba de balta Crapologia. Este o baltă foarte interesantă și ca tipar de pescuit. În majoritatea bălților se pescuiește de pe digurile exterioare. Crapologia este o baltă care pe vremuri se numea la Ostrov, unde se făcea și bălciul din comună acum în anii 80, să nu greșesc. Și este o insulă în mijlocul bălții de unde se pescuiește. Practic toți pescarii pescuiesc de pe mijlocul bălții spre exterior. Este o baltă cu o densitate foarte mare de pește și baltă care va susține și una dintre etapele de campionat național la crab în chiar în al doilea an de funcționare, ceea ce pentru noi este un rezultat fantastic. Pe lângă Crapologia mai avem alte trei bălți unde se practică pescuitul cu reținere, adică pescarul poate lua niște limite calitative peștele acasă. Vorbim aici de balta Cărămizi, pe care ne aflăm unde este și sediul nostru, balta Prânz și balta Valea Războiului. Sunt niște bălți superbe, adică cel puțin dacă vorbim de balta Valea Războiului, sunt zone în care efectiv dacă v-aș fi pus acolo fără să mergeți pe drum până acolo, ați fi spus că v-ați trezit în delta Dunării. Și toată lumea apreciază această zonă a bălților noastre pentru că vor sălbăticie, oamenii vor să se întoarcă, să se reconecteze cu natura. Și avem delta în Prahova, adică e... Da, e ceva fantastic și avem pescari destul de mulți, adică într-un weekend în timpul sezonului ajungem și la 5-600 de pescari pe weekend aici la delta dintre sate, pe toate bălțile. Vorbim aici undeva la 80% dintre ei pe bălțile cu reținere, iar pe balta de concurs, balta Crapologia, avem mai puțin pescari pentru că sunt și mai puține locuri de pescuit, dar cel puțin anul acesta pe care tocmai l-am început o să avem, cred că peste 30 de concursuri de pescuit pe ea. Adică noi vrem să mergem înspre direcția asta cât mai mult, concursuri de pescuit, competiții, concursuri private, pentru că sunt foarte multe firme care, nu mă refer aici neapărat la firmă în sine, dar colegi de birouri care fac în fiecare an câte o strângere la pescuit și preferă să chineze o bani. Un fel de team building. Da, un fel de team building în natură. Da, și este o parte frumoasă în această ramură a business-ului.
Într-adevăr, necesită atenție non-stop, necesită În ce popular sens? de pește, A. adică trebuie să avem mereu să fim în sincron cu pescarii, pentru că nu poți să păcălești omul să vină la pescuit să fie balta goală. Trebuie să aibă pește non-stop, trebuie să prindă pește. Bineînțeles, sunt pescari care prind mereu, adică eu personal cunosc patru pescari care vin la noi pe bărți și de fiecare dată când vin, prind. Și alți pescari care nu prind niciodată. Aici mai intervine puțin și tehnica de pescuit și experiența de pescuit Și norocul. și noroc. Și norocul e foarte, foarte important. Da. Să ne întoarcem un pic la business. Unde sunteți prezenți în momentul de față cu produsele de la Bălțile Fulga? Adică cine vrea pește de aici din Baltă? Unde îl găsește? În primul rând, magazinul nostru de desfacere este deschis de luni până sâmbătă, fix la sediul nostru, unde găsesc Aici în Fulga. aici în Fulga, da? Unde oamenii găsesc pește proaspăt. Primul retailer cu care am intrat în contact și cu care colaborăm deja de mai bine de jumătate de an este Carrefour România. În Carrefour România găsiți listate toate produsele noastre. Pe parte de produse procesate, vorbim aici de zacuscă de pește, pește afumat, pește marinat, și urmează să mai listăm și câteva produse noi. Toate aceste produse le găsiți în hipermarketurile Carrefour. Iar pe partea de pește proaspăt, vorbim aici de medalioane în caserolă și fileuri de pește proaspăt în caserolă, le găsiți în Carrefourile Express, pentru că era cumva ciudat să punem în hipermarketuri aceste caserole în condițiile în care iau pește proaspăt pe Pește gheață. proaspăt, da. Era o competiție, practic se vindea același produs sub două forme și nu ne-am dorit nici noi, nici ei să facem acest lucru, pentru că era automat că vânzările erau mult mai mici, pentru că și eu, dacă aș fi să aleg între un pește pe gheață și un pește în caserolă, aș alege peștele pe gheață. Acum depinde cât vrei să cumperi. Practic la Da, noi sunt corect. porționate exact cât are nevoie o persoană la o masă și în funcție de factorul de multiplicare a persoanelor la masă, cumperi și caserolele. Un al doilea punct de desfacere pe care îl avem este supermarketul online Sezamo, care cel puțin pentru moment se află în regiunea București-Ilfov. Acolo se găsesc listate toate produsele noastre și lucrăm cu magazine mici, cu magazine de cartier, cu magazine mai mari. Și am vrut foarte mult să ajungem și în diaspora. Noi avem o pagină de Facebook și de TikTok care atrage foarte multe vizionări, adică undeva la peste 3 milioane minim și ajungem în apogeu la 5-6 milioane pe lună. Și sunt foarte mulți oameni curioși de produsele noastre care sunt în diaspora. Vorbim aici de Marea Britanie, Franța, Spania, Italia, care vor să guste produsele noastre. Și avem doi parteneri în acest moment. Parteneri tot din Prahova, afaceri de succes făcute tot de prahoveni. Vorbim aici de Alimtex și de Victor Bebien Impex, sunt doi parteneri de-ai noștri care au depozite de produse românești în afara țării, în diferite regiuni din Europa și prin ei am ajuns cu produsele noastre în străinătate și nu vă ascund că se vând foarte bine. Adică eu personal am fost la Londra la unul dintre aceste depozite și mi-au spus că se mișcă foarte bine pentru că românii și cel puțin magazinele românești ne-au văzut online și au venit să cumpere produsele. Și au încredere și știu despre ce e vorba. Da, mai ales că eu am o vorbă, cine nu ne-a gustat produsul poate să spună ceva negativ de noi. În momentul în care un client al nostru ne-a gustat produsul, este câștigat pe viață, să spun așa. Mulți Atât de încredere! mare încredere am în produsele mele, cel puțin pentru pasionații de pește, pentru că sunt oameni care nu mănâncă produse de pește și e normal să nu le placă. De exemplu, fata mea care nu prea mănâncă pește, are 6 ani, face 6 ani, urmează să facă 6 ani, Înainte. preferă zacusca noastră de pește decât cremvuștii de dimineață. Despre asta vorbesc. Este, E o chestie la un este, copil da, așa. să renunțe la cremvuștii în favoarea zacuscii de pește. Da, și mai ales că produsele pe care le facem sunt făcute natural, sunt rețete naturale, rețete pe care le-am găsit aici în sat, făcute de bătrânii satului. Nu vrem să punem absolut nimic în plus față de
ce ar face un om artizanal la casă. La casă, am înțeles. Ce planuri de viitor aveți? În primul rând... Viitorul mediu, să zicem. În primul rând vrem ca să avem o expunere cât mai mare, pentru că nu neapărat ca nivel de cifră de afaceri sau așa mai departe, vrem ca toți clienții care ne apreciază produsele și vor să guste produsele noastre să aibă un acces cât mai facil la ele. Și în sensul ăsta noi ne dorim să ajungem cel puțin în încă două lanțuri de supermarketuri anul acesta, pentru că produsele noastre au căutare foarte, foarte mare și vrem să le fie cât mai la îndemână clienților noștri să ajungă la produsele noastre. Vrem să facem și un parteneriat cu băcănii, cu clienți tradiționali, pentru că și aici vorbim de vitrina asistată. Este o diferență foarte mare între o băcănie și un lanț de supermarketuri. Produsul, cel puțin în zonele de băcănii unde vânzătorul îți prezintă produsul și știe despre produs, clientul are o favorabilitate mai mare să guste produsul și să-l cumpere. Și da, de asta încercăm să lucrăm și cu băcănii, mai ales că este un produs natural, este un produs, nu pot să spun artizanal, că deja aș exagera puțin, dar este un produs curat, de la pește, vorbim de la peștele pe care îl procesăm, până la absolut orice punem în fiecare rețetă din cele 5-6 rețete pe care le avem. Iar pe termen lung dorim să facem o paletă cât mai mare de produse și să exportăm. Asta este pariul pe care l-am eu cu mine. Vrem să exportăm și noi în Europa, să nu mai importăm. Da, noi avem un deficit foarte mare de balanță comercială cu Europa și vrem să lucrăm și noi puțin la deficitul ăsta în favoarea noastră. Sunt cel puțin, mie îmi place când mă duc în orice țară, mă duc în Europa, mie îmi place să intru în supermarket, să văd exact produsele care le au în supermarketuri, să înțeleg puțin tipul de consumator din fiecare țară. Consider că la noi, de exemplu, românii, consumatorii români, sunt mai puțin educați pe nu, zona de... Din potrivă. Am observat un trend la nivel european cu produsele ready to cook. Produsele gata de gătit sunt la cam 50% din rafturile cu produse alimentare. Ce înseamnă să mergi în supermarket? Sunt gata de gătit. La noi în România nu cred că avem 20% din produse gata de gătit, dar asta nu este o chestie de needucație a consumatorului român, dimpotrivă. Este o chestie de identitate națională pe care o apreciez foarte mult, pentru că românul știe să gătească acasă, știe să-și prepare produsele, are rețetele de la bunici, de la mamă, știe ce îi place și are gust. Știe să dea gust la mâncare român. Asta este un aspect pe care eu l-am întâlnit cel puțin la foarte mulți români. Doamne, românul știe să mănânce. Și dacă știe să mănânce, știe să-și gătească și îi place. Noi asta încercăm să testăm pe piața românească, produse gata de gătit. În sensul în care, de exemplu, am început cu partenerul de la Sezamo să facem medalioane în mălai cu sare gata de gătit, proaspăt. Uh-huh. Practic ai desfăcut caserola și ai pus-o în tigaia încinsă și în 5-6 minute ai peștele gata de mâncat din momentul în care pe masă, l-ai da. Desfăcut. Dar nu din sensul de că nu se pricep oamenii la gătit. Pur și simplu mulți oameni preferă să plătească confortul trăim de a nu face murdărie. Exact. Nu avem timp, da? Să corect, fim serioși. Corect. Adică. Și avem foarte multe plane. Adică cel puțin eu am 4-5 rețete de pește la cuptor sau sub orice altă formă pe care eu pot să le duc în supermarket și să fie gata de gătit. Păi da, asta nu presupune conservanți, nu presupune ceva în plus, aditivi? Conservanții și aditivii în general dau termen de valabilitate. Dar eu nu vreau să dau termen de valabilitate la produs. Eu efectiv, orice produs pe care noi îl vindem în acest moment, noi l-am dus la un laborator acreditat. Și credeți-mă că sunt foarte scumpe analizele, adică ajung la 1000 de euro per produs, per reper. Iar laboratorul acreditat îmi spune exact valorile nutriționale ale produsului, îmi spune termenul de valabilitate maxim pe care îl pot da produsului respectiv și noi întotdeauna ne luăm o marjă de minim 4-5 zile față de termenul dat de laborator, ca să nu existe absolut niciun risc. Și, drept exemplu, cred că am vândut în 3 luni de zile peste 60.000 de caserole la,
Carrefour de pește proaspăt, atenție, și n-am avut probleme sau reclamații de vreo caserolă să fi fost alterată sau așa mai departe, să fie vreo problemă de calitate. Am înțeles. Bun, deci peștele de la Bălțile Fulga, de la Delta dintre sate, are mare succes în lanțurile de supermarketuri de la da, noi. Da, eu și o vorbă, numai. Proaspăt scos din balta noastră, proaspăt depus în farfuria voastră. Bun, mulțumesc, mi-a făcut plăcere. Cu mare succes drag. În continuare și ne vedem la o altă misiune cu rezolvarea problemelor. Doamne ajută, sper să vin cu vești bune. Mulțumesc. Mulțumesc și eu.